privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 26 aprilie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Botoșani începând cu anul 2019. Pentru anul 2019, taxa de salubritate, ce face obiectul proiectului de hotărâre, privind instituirea și stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în municipiul Botoșani, care este supusă spre aprobarea Consiliului Local. Ca urmare, se propune abrogarea articolului 5 din hotărârea Consiliului Local numărul 86 din 26 aprilie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Botoșani, începând cu anul 2019. Dacă sunt discuții? Da, sunt. Nu sunt discuții, vot al amendamentului numărul 1. Amendamentul a trecut cu 22 de voturi. Supun la vot amendamentul numărul 2 al domnului viceprimar Cosmin Andrei. Acest amendament este mai lung. Fiecare dintre consilieri are acest amendament la mapa de ședință. Dacă sunt discuții în ceea ce privește acest amendament, nu sunt discuții, vă rog vot al amendamentului numărul 2. Amendamentul a trecut cu 12 voturi. Supun la vot amendamentul numărul 3, amendamentul inițiatorului. Doriți să citesc acest amendament, ca să știe toată lumea despre ce e vorba, sau îl aveți la mapă? Dați-i, vă rog, citire, domnul președinte. Deci, hotărăște republicarea hotărârii inițiale. Articolul 2 se adaugă. Articolul 2, hotărârea Consiliului Local numărul 86 din 26 aprilie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Botoșani, începând cu anul 2019, se va publica actualizată cu modificările din prezenta hotărâre. Dacă sunt domnul viceprimar Cosmin Andrei, vă rog. Hotărârea 86 este de laborioasă, nu ar fi potrivit să publicăm la modificări, ținând cont că la momentul respectiv am publicat-o integral. Domnul Neamț, spune. Da. Hotărârea 86 n-a fost publicată în aprilie și de aceea trebuie publicată și în presă. Ea a fost doar în mijloacele electronice. Și ar trebui să o dăm și în presă. Și trebuie să o și actualizăm, că sunt câteva modificări, chiar dacă s-au aprobat amendamentele dumneavoastră, rămâne problema acelor stații inteligente pentru deșeuri, colectarea deșeuri. Vă mulțumim pentru explicații, domnule director. Dacă mai sunt alte discuții, deșeuri. Vot al amendamentului numărul 3, vă rog. Amendamentul a trecut cu 20 de voturi. Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele trei amendamente. Vot, vă rog. Proiectul a trecut cu 12 voturi. Punctul